1 Petru, capitolul 2, versetul 5 și versetul 9 ne spune că noi vom fi sau suntem o preoție sfântă, o preoție împărătească. Adică fiecare dintre noi are acest rol de a fi preot. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem acces să mergem înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim, să venim cu problemele noastre, să venim cu nevoile noastre, să ne cerem iertare pentru păcatele noastre. Da? Suntem preoți în familia noastră, suntem preoți în comunitatea în care ne aflăm. Apostolul Pavel, de exemplu, vorbește mult în Corinteni despre egalitatea în valoare între mădularele trupului Hristos, pentru că în Corinteni exact asta era problema. Unii vreau să se afirme ca fiind superiori față de ceilalți. Noi suntem mai spirituali pentru că avem daruri. Noi suntem mai spirituali sau mai valoroși pentru că uite câtă mâncare am adus noi la cina Domnului. Nu atinge tu plăcinta mea, că tu ești sărac. Și Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre faptul că ei, toți cei care sunt răscumpărați, sunt egali și formează un singur trup. În Galateni 3:28 ne arată că nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos. Acest verset este răstălmăcit deseori pentru că nu se înțelege că ceea ce Apostolul Pavel sublinează este egalitatea în valoare, nu în funcție. Da? Vrea să zic Apostolul Pavel că acum bărbații pot da naștere la prunci? Că nu mai este nici bărbat, nici femeie? Să nu fim cretini la cap. Apostolul Pavel spune că nu există diferență de valoare. Bărbatul nu poate să zică soției, eu sunt superior ție în Hristos pentru că eu sunt bărbat. Nu. Poate să-i spună, noi suntem egali în Hristos, da? Dar eu am rolul de a fi conducător spiritual în această familie. Și tu ai rolul de a te supune în ascultare, precum biserica se supune de Hristos. Și eu și noi împreună ne supunem față de Hristos împreună. Dar nu că El este mai valoros. Păstorul nu poate spune că El este mai valoros sau păstorii. Noi suntem mai valoroși, mai importanți decât voi membrii de rând. Nu. Ci avem doar un alt rol în trupul lui Hristos. O altă slujire. Vrea Apostolul Pavel să spună că acum nu mai este nicio diferență între mână și picior și gură sau nas în trupul lui Hristos? Nu! Gura are un rol, piciorul are un alt rol, mâna are un alt rol. Dar toate sunt mădulare de valoare egală și fiecare trebuie ca să-și îndeplinească chemarea din partea lui Dumnezeu.